Alcool din belșug și manele la maximum. Așa a murit un bărbat și alți doi au fost grav răniți într-un accident rutier produs în satul Sabasa din comuna Borca, județul Neamț. Accidentul a fost surprins într-o transmisiune video în direct, făcută pe o rețea de socializare, chiar de pasagerul de pe scaunul din dreapta șoferului. Șoferul avea peste 2 la mie alcoolemie în momentul producerii accidentului. Pe imagini se vede cum cei trei bărbați din mașina care circulă cu viteze destul de mare sunt foarte bine dispuși după ce au consumat alcool și se deplasează ascultând manele. Mărășenie! Pe fondul neatenției, o femeie aflată la volanul unui alt autoturism face o manevră riscantă, acroșează mașina în care se aflau petrecăreții, iar șoferul pierde controlul direcției și se înfinge într-un cap de pod din fața unei case. Plimbarea celor trei bărbați bine aghezmuiți s-a transformat într-o tragedie.